Ane Ileana, ies aici, pardon. Botezatul Maria? Prezent. Bujor Dumitru Marcel? Prezent. Dobrea Costel? Prezent. Și sergentul Adrian? Prezent. Îl vedeți și domnul Dumitru, strigați-l. Domnul Dumitru? Doamna Pașcu? Doamna Pașcu? Doamna Pașcu? Ajunge, da? Bine și am văzut. Ok. Bine, mai bine. Și doamna Sticlaru? Doamna Sticlaru, Dana Cerasela? Nu e. Nu e, bă, poate intervin pe parcurs. Da, și... da. Deci Sticlaru, Pașcu, dacă vine... Ce Dumitru? Dobrea, Dumitru Mihai, Bujor, Botezatu, și cam ăștia, nu? Și sergent. Trebuie să avem grijă de ei, da? Bun. Pentru început o să vă supun votului pentru aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23 noiembrie 2023. Cine este pentru? Domnul, doamna Botezatu? Pentru. Domnul Bujor Dumitru Marcel? Pentru. Dobrea Costel? Pentru. Sergentul Adrian? Domnul sergentu. Pentru. N-am mai trecut aici. Votul nominal pentru aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 5 decembrie 2023. Doamna Botezatu Maria. Cine este pentru? Pentru. Din online. Doamna Botezatu? Pentru. Domnul Bujor? Pentru. Domnul Dobrea? Pentru. Sergentul Adrian? Pentru. Doamna Sticlaru, Dana Cerasela? Domnul Bujor, închideți microfonul când nu e nevoie. Faceți microfonie. Doamna Sticlaru a intrat. A intrat, da. Doamna Sticlaru, m-ați auzit? Da, am spus pentru, bună ziua. Pentru. Bine, mulțumesc. Da. O să facem prezența pentru ședința ordinară de astăzi, pentru cei online. Botezatul Maria. Prezent. Bujor Dumitru Marcel. L-ați închis de tot. A ieșit la fumat. Domnul Dobrea. Prezent. Dumitru Mihai. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Doamna Pașcu n-a venit încă. Sergentul Adrian. Pentru. Și doamna Sticlara Dana, Sticlaru Dana Cerasela. Pentru. Deci asta e pentru ordinea de zi. Pentru ordinea de zi, da. Nu prea am semnat. Da, da, v-am trecut prezent că vă văd și ați zis că ridicați mâna, domnul Bujor. Da, da, ridic mâna. Înainte de a vota ordinea de zi, vreau să vă anunț că proiectele numărul 13, 12, 13 și 17 se retrag de pe ordinea de zi. Deci încă o dată 12. 12, 13 și 17. 12, 13, 17. Ieri a apărut o modificare a ordonanței care, doamna director, motivul pentru care se spuneți dumneavoastră, pentru care se... ...care a intrat în vigoare de astăzi, prin care se modifică condițiile de
tăierea posturilor vacante și se stabilește un nou termen de punere în aplicare a legii, respectiv 1 iulie 2024. În opinia noastră, în condițiile astea, nici nu cred că ar mai fi necesar modificarea și tăierea posturilor vacante, mai ales pe asistență socială și mai mult decât atât, mai mare, nu le facem pe grav. Nu era verbal să am totuși și oamenii care fac proiectele, care fac hârtiile ca să mă lămurească exact. Așa e normal, totuși. Am înțeles data aceasta. General și-au asumat că răspundi pentru oameni. Păi dacă îmi răspunde doamna director, cum mi-a răspuns la comisie, nu fac. Nu funcționează lucrurile așa. Eu vreau răspunsul. Și răspunsul, să nu spuneți cu om, cunoaște toate cele 23 de proiecte, că eu am dubii. Și poate să-mi dea răspunsurile pe loc la toată părerea. Nu funcționează lucrurile așa. Încercați. Ok, dacă dumneavoastră vreți să funcționeze așa, vă asumați. Dacă mai sunt discuții, dacă nu supunem la vot proiectul de zi, cu suplimentările, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Intrăm în ordinea de zi. Online-ul l-am... A votat înainte online-ul. Am întrebat pentru ordinea de zi la online, înainte de procesele verbale. Da, nu, după procese au fost. Dar... Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Ionești. Domnul secretar general. Doamnelor și domnilor consilieri. Doamnelor și domnilor consilieri, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii darea în administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ionești. Ținând cont de solicitările înregistrate la Primăria Municipiului Ionești, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate în documentele înaintate. Având în vedere cele menționate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisiile. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Doamna Botezatu Maria? Pentru. Domnul Bujor Dumitru Marcel? Dobrea Costel? Sergentul Adrian. Pentru. Sticlarul Dana Cerasela. Dumitru, pentru. Pentru. Dumitru, pentru, da? Doamna Sticlaru, pentru, a spus, da? Da. Pentru, da. Vă mulțumesc. Asta a trecut. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile, terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Ionești. Domnule secretar general. În vederea realizării atribuțiilor conferite prin ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, Consiliul Local al municipiului Ionești hotărăște darea în administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local. Concesionarea terenurilor prezintă un dublu interes, atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a suprafețelor de teren, proprietatea publică sau privată, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor prezentate și conform prevederilor codului administrativ, apreciem că prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus deliberării și aprobării în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Reprezentanții comisiei, Comisia numărul 1, Comisia numărul 4, discuții dacă sunt la proiect, dacă nu, cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 3. Online-ul, da. Doamna Botezatu. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Sticlaru Dana Cerasela. Pentru. Sergentu Adrian. Pentru. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar, aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare primire numărul 17054 din 18.08.2010, parte a contractului numărul 16.886 din 18.08.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat către SECE Domeniul Public și Privat Onești S.A. Domnule Secretar General, în vederea realizării obiectivelor stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de către SECE Domeniul Public și Privat Onești S.A., propunem darea în administrare a unor obiecte de inventar, bănci și mijloace și a mijlocului fix, scenă mobilă de concerte achiziționate de municipiul Onești prin contracte de furnizare către operatorul SECE Domeniul Public și Privat Onești S.A. și încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii. În baza documentației înaintate și a legislației în materie, considerăm că proiectul îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus deliberării și aprobării dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisiile, Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 4, Comisia 4, discuții, dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu, cine... Mă scuzați. Da, domnul Zarzu. Da. Deci noi a trecută toată încerc să aflu informații legate de această scenă, care e foarte bine că a fost luată pentru evenimentele urmășurii, dar eu, semnele de întrebare e legată de valoarea acestei, de 6 miliarde, 611.660 de lei, mai exact. Dacă nu permiteți, m-am uitat și pe site-ul firmei respective, n-am văzut nicio scenă la valoarea asta. Pe caracteristicile care le-am dedus eu din proiectul dumneavoastră și pe dimensiunile care le are scena, ar fi o valoare mult mai mică. Am cerut și cer în continuare documente legate de achiziția acesteia. Și cam atât. Deocamdată de joi n-am primit niciun răspuns. A, deci dumneavoastră, mă gândeam că valoarea alocată pentru scenă vă deranjează. Nu... Într-adevăr, în ședința din octombrie, din 6 și 7 octombrie, lista de investiții apare, dar în proiectul respectiv, în raportul de specialitate, nici nu face nicio referință. Spune domnul, conform listei de investiții. Acum, noi trebuie să verificăm. Și cred că o să fac de acum pe viitor, o să vă uit investiții la fiecare ședință, să văd ce apare, ce dispare. Dar totuși o investiție de 6 miliarde trebuie expusă la vorba de specialitate. Considerăm. Dar înțeleg. S-a aprobat suma asta pentru scenă. Bun, acum înțeleg că contestați că prețul este prea mare. Nu contest, am pus doar întrebări, la care n-am primit răspuns nici până acum. De joi tot întreb, n-am primit niciun răspuns. Eu știu că pentru orice achiziție este se prospectează piața, se supune Consiliul Județean să aprobe suma. Dacă dumneavoastră aveți dubii în privința valorii că ar fi supraevaluată, insist să sesizați organele abilitate. Nu, eu prima dată am pus întrebări aici, de care nu am primit răspunsul. Insist să primesc răspuns. Nu numai eu. Toți colegii, nu. Întrebarea de toată lumea. Pentru că am mai întrebat și noi în jur, suma pare mare. Legat de scenă. Scena a fost aprobată... Nu de aprobare. Domnul Zarzu zice că s-a uitat pe site și scena ar fi mai ieftină decât ceea ce... Mai ieftină? Eu i-am recomandat să se sesizeze direct. Nu se sesizeze, dar tot doar întrebarea. Organele abilitate, că dacă s-a întâmplat o... Eu întreb de aici, nu se sezeze pe deocamdată. Vă răspund eu cu privire la scenă.
Nu știu când ați întrebat, că astăzi ne-am întâlnit. De joi v-am sunat de 3 ori, de 3 ori ocupat, vine la fel. Deci am 7 proiecte care trebuie să le finalizez până la sfârșitul anului, proiecte pe care dacă nu le finalizez, dăm toți banii înapoi. Și sunt împins în 900 de locuri. Problema este în felul următor. În ceea ce privește scena, în momentul în care am introdus pe ordinea de zi și am propus modificarea listei de investiții, am avut ofertă de preț în vederea stabilirii valorii estimate. Noi am avut licitații, în licitații am avut PSA cu procedură, cu transparență, cu tratament egal. Prețul este mai mult decât corect și nu este prețul cel mai mare și nici cel mai mic. În funcție de caracteristicile tehnice și cerințele pe care le-am avut, noi ne-am avut caiet de sarcini, documentații, toate pregătite pe asta, o evaluare, o comisie de evaluare care a analizat oferta, îndeplinind toate condițiile de legalitate în vederea achiziționării. Scena la acest moment este doar recepționată, nu este și plătită, urmează să face plata, dar nu este o achiziție directă, nu s-a luat din catalogul electronic. Noi am văzut și comune care au cumpărat scene cu caracteristici similare cu ale noastre, cu prețuri mai mari. Dar nu este problema noastră, noi am avut într-o modalitate foarte transparentă, orice operator economic putea să vină și în urma licitației putea să, dacă erau pe piață produse similare, să obținem preț competitiv mai bun. Noi ne-am adresat nu prin achiziție directă, cumpărând de la un operator economic, am avut o întreagă licitație publică, 2 luni și jumătate, 3 luni de la licitație. I-am întrebat lucrul ăsta cu 20 de minute, v-am întrebat și personal. De asta până acum, pe noi la proiectul respectiv, să-mi dați niște informații scrise la ceea ce v-am întrebat. Nu, în 20 de minute l-aveam cum să-l informați. Să înțeleg că eu dacă am niște nelămuriri despre achiziție sau despre un proiect, proiect pe care îl primesc cu 5 zile înainte, n-am putut bine să întreb în primărie despre acel proiect în primar? Sigur că de acolo sunt. Păi pe cine întreb? Că doamna director general spune că e ocupată și se va deranjez. Cu 20 de minute înainte de ședință. Nu, cu 20 de minute, că e de joi, a zis domnul consilier. E 3 ori am sunat. Bun, dacă a sunat și n-au vorbit? Am vorbit cu domnul director economic. Păi bun, și cui trebuie să mă adresez? Atunci cu direcția de investiții mai vorbesc cu cineva? Dar nu am primit un mesaj. Poate nu am putut să răspund la acel moment. Poate puteam să primesc un mesaj să răspund. Poate puteam să primesc un mail să răspunsați. Dar nu fiți așa, doamna director. Asta e rolul dumneavoastră, să dați răspunsuri în întrebările. Dacă ați răspuns destul de corect, dacă aveți vreun dubiu în privința achiziției, vă rog să sesizați organele abilitate. Insistăm, ați înțeles. În primul rând, postura mea de consilier vă obligă să îmi puneți la dispoziție să vă lămuresc cu care solicitat. Eu cu cine? Păi dacă directorul spune că nu... Păi cum? Ce v-a spus? V-am spus înainte de acest ședință, că nu e ok și că bine, două persoane nu au cum să cunoască, sau persoane 20 de minute. Mi-a zis că e în regulă. Păi dacă e în regulă, haideți să ne dăm să... Din meu de vedere a dat un răspuns cât se poate de corect, doamna. Dar mai departe, dacă aveți vreun dubiu, Zarzu a insinuat că... Nu, ascultați-mă un piculeț. Eu sunt convins că poate că puteți să nu discutăm asta. Discutăm modalitatea de lucru. Ați explicat foarte clar. Răspunsul doamnei director mie mi se pare cât se poate de clar. S-au făcut proceduri. Dar întrebarea mea ați înțeles-o când v-am întrebat eu cui mă adresez dacă am nelămurit pe proiecte? Și sunt aici. Toți trei directori. Juridic, economic și dezvoltare locală. Sunt, aveți trei directori în față care răspund pentru subalternii de acolo. Poliția locală este? Pa. Da, dacă mai sunt discuții. Dacă vreți să chemăm și de la spațiul local. Pot primi în... Cu o săptămână, poate prea mult răspuns la ce v-am întrebat acum, sau trebuie să fac și scris? Să primiți informații, documente, exact. Sau informații, exact. Documente. Puteți să spuneți la ce documente vă raportați, vă pun biblioraptele cu propunerile tehnice, propunerile financiare, raportul procedurii, contractul, care sunt documentele pe care le serviți? Va veni domnul consilier după și vă... După ședință, merg la vă spune ce... Sigur, fără niciun fel de probleme. Cred că puteți să-mi vedeți și în direct când ieșiți din, că nu-i nimic secret. Sunt contează? Nu, dar sunt transparente, ele sunt pe SAP, adică nu există nimic care să nu fie transparent în această documentare. Dacă mai sunt discuții, dacă o să punem la vot cine este pentru, împotrivă, abține,
Din online? O abținere? Din online, doamna botezată Maria? Pentru! Buzor Dumitru Marcel? Pentru! Dobrea Costel? Abținere! Dumitru Mihai? Abținere! Sergentul Adrian? Pentru! Sticlarul doamna Cerasela? Pentru! Vă mulțumesc! Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare unor centrale termice către două unități de învățământ din municipiul Onești. Domnule secretar general. Având în vedere achiziționarea unei centrale termice pentru Colegiul Grigore Moisil Onești, precum și adresa pe care se comunică faptul că în cadrul contractului de furnizare a fost achiziționată o centrală termică formată din 4 centrale montate ca scară pentru școala gimnazială George Călinescu, se propune darea în administrarea centralelor termice către instituțiile pentru care au fost achiziționate. Față de cele menționate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumim, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Reprezentantul comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Pentru. Favorabil. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru cei din online, botezatul Maria? Pentru! Bujor Dumitru Marcel? Pentru! Dobrea Costel? Pentru! E o problemă. Dumitru Mihai? Pentru! Sergentul Adrian? Pentru! Sticlarul Dana Cerasela? Pentru! Vă mulțumesc! Trecem la proiectul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin vânzare la licitație publică cu strigare a unor mijloace fixe nefuncționale, autovehicule. Domnule secretar general. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune scoaterea din funcțiune și valorificarea prin vânzare la licitație publică cu strigare a unor mijloace fixe nefuncționale, autovehicule, ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Procedura, condițiile de participare, documentele necesare pentru clarificare, care trebuie depuse de către ofertant și clauzele contractuale sunt prevăzute în documentația de atribuire și contractul de vânzare-cumpărare. Anexele la proiectul de hotărâre și în anexele la proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Sumele rezultate din valorificarea acestor bunuri se fac venit la bugetul local. În baza documentației anexate, vă supunem spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Raportul de specialitate de la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Din mediul online. Botezatul Maria? Pentru. Bujor Dumitru Marcel? Pentru! Dobrea Costel? Pentru! Dumitru Mihai? Pentru! Sergentul Adrian? Pentru! Sticlarul Dana Cerasela? Pentru! Vă mulțumesc! Și la proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a unui mijloc fix nefuncțional tractor și însușirea raportului de evaluare pentru vânzarea acestuia. Domnule secretar general. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 232/2023 s-a aprobat preluarea din administrarea SC Domeniu Public și Privat SA în administrarea Consiliului Local Onești a unui mijloc fix nefuncțional tractor. De asemenea, casarea și valorificarea acestuia. Conform codului administrativ, consiliile locale hotărăsc cu privire la valorificarea prin alte modalități prevăzute de lege a bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean, după caz. Sumele rezultate de valorificare acestui bun se fac venit la bugetul local. În baza documentației anexate, precum și a legislației în materie, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat.
Raportul comisiilor. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Online. Doamna Botezatu Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Sticlarul Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind acordul municipiului Ionești pentru instituirea dreptului de servitute aeriană asupra terenului afectat de proiecția palelor la sol în favoarea SC Borzești Wind SRL pentru derularea proiectului centrală electrică eoliană Ionești de 85 de MW și racord la stația electrică Borzești. Domnule secretar general. Prin cererea depusă SC Borzești Wind SRL ne solicită acordul municipiului Ionești pentru instituirea dreptului de servitute aeriană asupra terenului afectat de proiecția palelor la sol în favoarea SC Borzești Wind SRL pentru derularea proiectului centrală electrică eoliană Ionești de 85 MW și racord la stația electrică Borzești. În vederea autorizării construirii centralei electrice eoliene, este necesară acordarea dreptului de servitute de trecere aeriană și terestră pentru proiecția la sol a palelor eolienei pe suprafețele învecinate cu terenul, așa cum a fost definită prin planul urbanistic de zonă, aprobat și prin documentația de autorizare conform prevederilor legale incidente. Față de cele menționate, vă rugați deliberat să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Online. Doamna Botezatu Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Sticlarul Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formate de către Matei Alexandru Lucian împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 216 din 23.12.2019, a hotărârii Consiliului Local numărul 244 din 21.12.2020, a hotărârii Consiliului Local numărul 357 din 15.02.2021 și a hotărârii Consiliului Local numărul 365 din 27.12.2022, hotărâri ce stabilesc impozite și taxe locale în municipiul Onești. Domnule secretar general. În prezentul proiect de hotărâre se propune soluționarea plângerii prealabile formate de către Matei Alexandru Lucian împotriva hotărârii Consiliului Local menționate, luând în considerare faptul că prin aprobarea acestor hotărâri de Consiliu au fost stabilite impozitele și taxele locale, precum și unele taxe speciale pentru anii 2020, 2021, 2022, respectiv 2023, în baza prevederilor din legea contențiosului administrativ 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, se propune Consiliului Local respingerea plângerii prealabile menționate. Luând în considerare cele menționate, vă rugăm deliberat să aprobați prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor, comisia 1. Aviz favorabil cu majoritate. Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Vă rog, domnule consilier. Întrebarea mea este către directorul direcției juridice. Domnul Matei spune așa, Consiliul Local nu are competența de a reglementa cuantumul și nici modul de plată pentru despăgubirile civile electorale, taxa fiind adoptată cu încălcarea competenței legale a emitentului. Să înțeleg că o despăgubire noi am transformat în taxă, tot în cadrul legii din Galin spune așa, competența pentru folosirea unui teren din proprietatea municipiului Ionești, publică sau privată,
da? O stabilește doar instanța de judecată. Dacă competența este doar la instanța de judecată, e clar că este o despăgubire. Că instanța de judecată nu poate să dea o taxă. Am citit și răspunsul dumneavoastră și, din punctul meu de vedere, e un pic cam de lină. O să vă răspund punctul. Nu vă contest absolut nimic din argumentele pe care le spuneți dumneavoastră. Sunt mereu perfecte, dar din punct de vedere juridic pot să vă spun următoarele lucruri. Cu speța cu Matei Lucian este una veche, ne-am mai judecat și în trecut încă din anii 2018 cu dumnealor. Am câștigat un singur proces cu Primăria Oneș, acela privea doar o dispoziție prin care îi se respingea o contestație, nu a atacat hotărârile de Consiliu, în acest moment atacă hotărârea de Consiliu, niște hotărâri prin care se stabilește o taxă pentru ocupare teren fără contract de concesiune și închiriere. În opinia noastră, taxa este perfect legală. Modul cum a fost ea aplicată sunt discuții care se poartă într-adevăr la instanțele de judecată. Dar taxa, astfel cum a fost stabilită de Consiliul Local, este legală, ea există atât la Oradea, există și la alte consilii locale în mod similar. Am luat, atunci când v-am propus dumneavoastră ca să respingeți această plângere preabilă, toate temeiurile legale care au fost invocate de către Consiliul Local în hotărârile, tocmai acestea care se atacă. Și atunci, și aici ne-am referit la textul din Constituția României care permite consiliilor locale să stabilească taxe în toate domeniile, ne-am referit la prevederile similare din codul fiscal, care prevăd faptul că pentru ocuparea temporară a unor terenuri aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, consiliile locale pot stabili taxe. Deci, în opinia noastră, consiliile locale au competența să stabilească taxe pentru ocuparea temporară a locurilor publice, așa cum sunt prevăzute ele de codul fiscal. Faptul că s-au adus niște argumente din niște hotărâri de către ăștia anterioare, repet, ele nu priveau anularea unor hotărâri de Consiliu, ci doar a unei discuții de primar. Este opinia unui complet de judecată, raportat la alte hotărâri judecătorești prin care au fost atacate taxe similară și s-au respins în instanță. În opinia noastră este de competența instanței judecătorești, la final, să decide dacă este vorba despre taxă legală sau nu. Consiliul Local, în momentul de față, trebuie să se pronunțe printr-un vot dacă admite sau nu respinge această plângere, apărându-și sau retractându-și hotărârile anterioare, care sunt din anii, au produs efecte juridice, nici nu mai pot să mai pune problema revocării acestui. Dacă îmi permite, întrebarea mea era una. Înțeleg că... Haideți să facem altfel. Dacă eu refuz să închei un contract de închiriere sau de concesiune cu primăria Onești și folosesc un teren public al primăriei pentru a ajunge la un imobil al meu, ce se întâmplă? Da? Primăria Onești are o singură modalitate de a mă da în judecată. Corect? Și instanța de judecată stabilește niște despăgubiri pe care eu trebuie să le plătesc. Despăgubiri care n-au cum să fie mai mari decât taxa de închiriere sau taxa de concesiune, probabil cea mai mare dintre ele, plus penalitățile și dobânzile aferente. Da, e corect? Ei, asta înseamnă este că... Este o posibilitate. Mai există și alta? Și această taxă care? Este taxă stabilită de Consiliul Local, despăgubirile la care faceți dumneavoastră... Nu, vă rog să nu, haideți să nu confundăm o sumă de bani pe care noi urmăm taxă și ne încăpățăm și spunem taxă, când ea, de fapt, reprezintă o despăgubire. Sunt două lucruri total diferite. Ce reprezintă? Stabilește o instanță de judecată. Nu e o despăgubire, ești o taxă stabilită nu, de să ne înțelegem, taxa o stabilește Consiliul Local, instanța se pronunță dacă este legală sau nu, iar despăgubirea o stabilește doar instanța. Sunt două lucruri distincte, două lucruri paralele. Discută nimeni de despăgubire, discutăm de taxă. A fost atacată taxă, nu este o despăgubire. Nu, e o taxă, ca așa îi spunem noi. Dar suma aceea de bani costă... Este o taxă. Este o taxă. În urmărirea argumentelor pe care le-a spus colegul meu, pot să răspund doar atâta că Consiliul Local este administratorul domeniului public și privat al municipiului Onești și în calitate de administrator poate să stabilească taxe pentru ocuparea terenului pe care îl are în administrare. Această taxă este stabilită în mod corect și legal, ea nu a fost contestată de către instituția prefectului, nu a fost constatată ca fiind nelegală de către nicio instanță de judecată.
În aceste condiții, în opinia noastră, proiectul de hotărâre supus la aprobări astăzi este perfect legal. Nu m-ați înțeles, doamna. Eu am înțeles foarte bine. Prefectura v-a spus că hotărârea pe care ați dat o taxă este legală și că Consiliul Local are dreptul de a fixa o taxă. Dar nu și că suma respectivă este o taxă. Dumneavoastră, la acest moment nu discutăm de modul de punere în aplicare a hotărârii Consiliului Local. Modul de punere în aplicare a hotărârii Consiliului Local se face prin alte acte administrative, respectiv acte administrative fiscale. Noi la acest moment suntem cu un proiect în care ne-au fost aprobate hotărâri de Consiliul Local în care s-au stabilit taxe. Domnul primar, cum vorbesc de mere și directorul noastră vorbesc de portocan, că nu cred că reușesc să ne înțelege. Dumneavoastră i-ați adus. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte. Vă rog. Sunt în asentimentul colegilor mei. Această plângere, domnul Cipoișu, dacă dumneavoastră înțelegeți într-un alt mod, respecta modul în care înțelegeți și interpretați dumneavoastră, noi interpretăm în modul, zic eu, cât se poate de legal și de obiectiv această plângere prealabilă. Discutăm de 3-4 hotărâri de Consiliul Local care au stabilit o taxă în anii respectivi. Că e legală sau nu e legală, instanța va hotărâ. În opinia noastră este o taxă. Ce s-ar întâmpla dacă în Onești n-ar fi existat această taxă? Ar fi fost anarhie, pentru că nimeni n-ar mai fi vrut să concesioneze și sunt destule societăți care nu doresc concesionarea, nu doresc închirierea și stau bine mersi acolo. Și apoi să ne judecăm zeci de ani ca să obținem despăgubiri. Nu, este o taxă de ocupare loc public. A venit, a ocupat, nu are contract de concesiune sau închiriere, plătește taxa respectivă cât stă acolo, o lună, două, trei, un an, doi, trei. Omul e nemulțumit și consideră, eu am înțeles și eu foarte bine ce spuneți dumneavoastră, consideră asta că ar fi o despăgubire, n-ar fi o taxă. În opinia noastră este o taxă, așa am gândit-o noi. Vedem ce va spune instanța. Înțeleg că el s-a și îndreptat în instanță de câteva ori împotriva. Așa că, dacă îmi permiteți, președinte, articolul 486 codul fiscal spune așa, consiliile locale pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeilor. Deci este o taxă pentru utilizare temporară. Taxă deci nu este o invenție a noastră, este un cod fiscal. Dar primării care au astfel de taxă aprobat. Asta este cea mai defectuoasă logică posibilă. Pentru că acele primării s-au uitat la hotărârile pe care le-am dat aici în Consiliul Local de 2019. Din 2020 sunt parte, că am votat toate hotărârile alea și le-am votat, da? Și aceeași chestie o să-i învoce și ei. Sunt unii care au dat, care au făcut la fel. Faptul că am fost naiv, sau cum vreți să spuneți, și n-am știut să mă uit bine în hotărâre, nu înseamnă că ceilalți au dreptul să o folosească pentru a da aceleași hotărâri cu lumii. Vă întreb și eu, poate n-am înțeles bine întrebarea sau solicitarea dumneavoastră. Dumneavoastră veți ca oricine să poată ocupa orice teren fără să plătească o taxă? Că și s-a stabilit o taxă pentru cei care ocupă mai mult sau mai puțin abuziv. Sau sunt atâtea situații în care expiră concesiunea și nu părăsești locul. Și atunci se ia taxă. Nu știu dacă ăsta e și cazul. El probabil a avut concesiuni un timp pe aleea respectivă, după care n-a mai probabil, nu știu, spețagnapă, nu m-am aplicat asupra ei în mod deosebit. Dar e o taxă pentru ocupare loc public. O taxă aprobată prin hotărâre de Consiliu normal și normal ca cei care ocupă un loc public să plătesc o taxă. Dacă nu va fi legală, vă spune instanța. Dar atât timp cât instituția prefectului n-a contestat hotărârea, n-a existat o sentință judecătorească care să spună că nu e legală taxa respectivă, până în momentul contrar, taxa stă în picioare. Mulțumesc. Da, dacă mai sunt discuții, dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru online, doamna Botezatu Maria? Pentru. Bujor Dumitru Marcel? Pentru. Dobrea Costel? Pentru. Dumitru Mihai? Pentru. Sergentu Adrian? Pentru. Sticlaru Dana Cerasela? Pentru. Vă mulțumesc.
Numai puțin, vă rog, domn președinte. Doamna Pașcu și domnul Zarzu, îmi cer scuze, n-am reușit au votat să pentru. Văd cum ați votat. Pentru, pentru da. Da, mulțumesc. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de adaptare și atenuare a schimburilor climatice pentru municipiul Onești, în cadrul proiectului elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Onești, județul Bacău. Domnule secretar general. No. Prin categoriile de atribuție enumerate de codul administrativ pentru Consiliul Local sunt și atribuții privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a comunei, orașului sau a municipiului. Având în vedere preocuparea municipalității de îmbogățirea stării, de îmbunătățirea stării mediului înconjurător în ecosisteme și reducerea efectelor adverse ale poluării și ale altor activități ale omului, în anul 2023, municipalitatea a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Onești, finanțat prin mecanismul financiar al Spațiului Economic European, în cadrul programului Mediu Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme. În baza documentației înaintate, precum și a legislației în materie, vă supunem deliberarea spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiei, comisia numărul 1, comisia numărul 2. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Online, doamna Botezatu Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Sergentu Adrian. Pentru. Sticlaru Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Onești la data de 5.12.2023. Domnule secretar general. Doamnelor și domnilor consilieri, conform legislației în materie, care precizează faptul că ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului de împrumuturi externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară, astfel încât la sfârșitul anului să nu înregistreze plăți restante, iar diferența între suma veniturilor încasate și excedentul anilor anterior utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiei, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Online? Doamna Botezatu Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Sergentu Adrian. Pentru. Sticlaru Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Onești pentru anul 2024. Domnule secretar general. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local potrivit codului administrativ. Având în vedere că prin hotărârea Consiliului Local numărul 370 pe 2022 s-au nominalizat președinții de ședință doar pe anul 2023, pentru desfășurarea în bune condiții a lucrărilor autorității deliberative este necesară să se aprobe până la data când noul Consiliu Legal constituit ca urmare a legilor locale ce se vor desfășura în anul 2024 va fi validat, este necesară alegerea președinților de ședință care să conducă lucrările Consiliului Local.
Luând în considerare cele menționate, vă rugăm să deliberați să aprobați prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată, cu precizarea că este proiect de hotărâre cu vot secret. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate de la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor. Avem o comisie, Comisia 4. Avizul. Comisia 4, n-am auzit eu. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, să mergem la vot. În cazul ăsta, online-ul nu mai e. Mai mult oarecum la consultare.
Am înțeles. Da. Deci rezultatul pentru punctul 11 de pe ordinea de zi. Voturi valabile exprimate 15, pentru 15, împotrivă 0, abțineri 0, nule 0. Proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind... S-a retras 14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilanul municipiului Onești. Domnule secretar general. Imobile ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietatea privată a municipiului Onești sunt situate în intravilanul localității, identificate prin planurile de amplasare și delimitare a imobililor întocmite de persoane autorizate ANCPI. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a cererilor depuse de persoane fizice, juridice, având ca scop concesionarea terenurilor sau a bunurilor realizate pe acestea. În baza documentației înaintate, precum și a legislației în materie, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor. Comisia... Numărul 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Vă mulțumesc. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Vă rog, domnule consilier. Văd aici poziția 1, pe strada Tineretului, un agent economic din Onești solicită 1846 de metri pătrați. Unde este suprafața asta? La PNV. Ce reprezintă? Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, pentru online, doamna Botezatu Maria, pentru, Bujor Dumitru Marcel, pentru, Dobrea Costel, pentru, Dumitru Mihai, pentru, Sergentul Adrian, bună ziua! Am votat! Sticlarul Dana Cerasela? Pentru! Vă mulțumesc! Proiectul numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea testării apartenenții la domeniul public al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilanul, extravilanul municipiului Onești. Domnule secretar general, imobile ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietatea publică a municipiului Onești și declarate și declararea acestora de uși și interes public local sunt situate atât în intravilanul cât și în extravilanul localității, fiind identificate în planurile de amplasament și delimitare a imobililor realizate de persoană juridică autorizată a ANCPI. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate pentru facilitarea realizării proiectelor de dezvoltare locală în municipiul Onești. Față de cele prezentate, vă rugăm deliberat să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Împotrivă, domnul Roșca? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 16. Online, da. Botezatul Maria, la proiectul 15. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Sticlarul Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 16,
Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate în proprietatea municipiului Ionești, în vederea actualizării evidenții contabile și tehnico-operative a acestora. Domnule secretar general. Imobile ce fac la 16. Având în vedere prevederile legislative conform cărora valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizați, conform reglementărilor în vigoare și ca urmare a întocmirii de rapoarte de evaluare de către evaluatori autorizați anual, se propune însușirea și aprobarea prezentelor rapoarte de evaluare în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a bunurilor aflate în proprietatea municipiului. Față de cele prezentate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul 17 a fost retras. Online. Botezatul Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Domnul președinte, am rugăminte, vă rog. Eu am văzut ordinea de zi, am citit-o în tot sanitate, am luat cunoștință de ea, mi se descarcă telefonul și nu o să mai pot să votez. Votez acum pentru toate proiectele de acum în formă. Mulțumim, dar nu se poate, da. Bun, atunci stau până când se descarcă. Să vedem cât sunteți, stați așa. Da, bun. Bun, deci domnul Bujor. Pentru sau? Pentru. Bun. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Sticlarul Dana Cerasela. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul 17 a fost retras, proiectul 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a unor taxe speciale pe anul 2024 în municipiul Onești. Domnule secretar general. Conform codului administrativ, în scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile deliberative ale administrației publice locale au dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, să aprobe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale în condițiile legii. Proiectul de hotărâre include indexarea curată a inflației de 13,8% a sumelor aferente impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2024, conform codului fiscal, fiind o obligație legală a autorității deliberative. Pentru anul fiscal 2024 se acordă în continuare facilitățile fiscale tuturor contribuabililor, persoane fizice și juridice, care se încadrează în prevederile legale la acest nivel cu anii precedenți. Luând în considerare cele menționate, vă rugăm să deliberați să aprobați prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Aici avem și amendamente. Când? Da, avem și trei amendamente aici. Întâi comisiile și... Da, raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Mulțumesc. Când se dă? Avem aici trei amendamente. Discutăm amendamentele pe rând, fiecare amendament, după care proiectul... În ordinea în care au fost depuse, domn primar? Da, da, ordinea depunerilor. Deci pentru amendamentul domnului primar am să-i dau eu citire. Pentru celelalte amendamente v-aș ruga cei care le-ați depus, grupurile politice sau... le prezentați. Prin amendament se propune modificarea următoarelor articole din regulamentul privind taxa specială de salubrizare. Astfel, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins. Persoanele fizice care dețin locuințe și sau locuiesc pe raza municipiului Ionești, persoane fizice autorizate, întreprindere familiare, întreprindere individuale care au punct de lucru sau desfășoară activități economice în municipiul Onești, persoane juridice care au sediul, punctul de lucru sau desfășoară activități în municipiul Onești, instituțiile publice, cultele religioase și asociațiile de proprietari sunt obligate la plata taxei speciale de salubrizare stabilite prin prezenta hotărâre. Articolul 6 aliniatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins.
Pentru toți utilizatorii Doncaster și persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiare care au sediul, punct de lucru sau desfășoară activități în municipiul Onești, persoane juridice care au sediul, punct de lucru sau desfășoară activități în municipiul Onești, instituțiile publice și cultele religioase datorează taxa specială pentru persoanele care desfășoară activitatea în cadrul acestora, indiferent de tipul de contract, pe baza evidențelor înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau pe baza evidențelor nominale lunare ale societății, state de plată, pontaje, etc. De asemenea, se propune îndreptarea erorii de la punctul 4.2 din anexa 1 la prezentul proiect de hotărâre, unde dintr-o eroare de tehnoredactare a fost trecut articolul 470 în loc de articolul 474, cum ar fi corect. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la aliniatul 5 act 474 Cod Civil este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții, inclusiv valoarea instalațiilor aferente. Față de cele prezentate, propunem modificările menționate mai sus la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024. Domnul secretar. Înainte de a trece mai departe, să domnul Zarzu o eroare la un calcul și să vadă un pic să verifice direcția economică. Vorbim de amendament? Nu sau de amendament. A sesizat domnul Zarzu. Da. Și să fie... Dar mai sunt la câteva capitoli, dacă vă pot spune. La 10.1, dacă puteți nota, la contravenții, e o diferență din unde o cedete în plus, dar trebuie corectat. De la rogul 376.98 să fie 377.68. Pagina 28 din proiect, punctul 10.1. Așa. La 10.2, la fel, din 376.98 se transformă 377.68. Și mai avem la taxa de salubritate, la articolul 18, pagina 46 din proiect, la fel, trebuie să locuiți valoare, 376.98 cu 377.68. Și la litera A și la litera B. Era din calcul, dar să fie corect. Și 86 tot, de schimbat tot. A fost înmulțit cu 7.5. Domnul director, îl lăsăm la sfârșit și trecem mai departe să vedeți corect. Vă dau foaia unde mi-am notat ca să vă vină mai ușor sau... Nu, le-am notat. Le-ați notat. Da. După ce le modificați, să mai uit odată, domnul Zarescu. Da, sunt. Verificați înainte de a ai vorbit. Pentru ce eu? Următorul proiect de hotărâre sau amendament? Că mai sunt încă două amendamente. Lăsăm la urmă proiectul cu totul și... Da. Mergem pe alealte și lăsăm proiectul la final ăsta. Da. Deși era o chestie mai mult. Trebuie să vă resufătească să nu... Nu, domnul secretar, cum spuneți dumneavoastră? Sunt niște calcule, de exemplu... Doamna, păi? Dați-vă amendamentul ca să... ...cele de mare tonaj, în loc să pună 38, când a văzut-o pe același cartel mai șapte. Ca să nu cumva să-i scrie pe amendament, nu? Creșterea, eu văd 4-5 erori din... Bun, lăsăm proiectul cu totul deoparte până când soluționează asta? Da, da, da. Mai proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SECE Domeniul Public și Privat Onești S.A. pe 2023. Domnule secretar general. Doamnelor, domnilor consilieri, având în vedere faptul că bugetul inițial aprobat al societății nu acceptă necesarul cheltuielilor pentru desfășurarea în bune condiții a tuturor activităților, ca urmare a identificării unor lucrări noi pe parcursul anului, care nu au putut fi prevăzute inițial, a creșterii salariului minim brut pe țară conform HGM 900 pe 2023, a majorării valorilor tichetelor de masă, este necesară suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma solicitată. Față de cele prezentate, vă rugați deliberat să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Favorabil cu majoritate. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, vă rog, domnule consilier. Pe rând. Domnul Cimpoieșu. Domnul Cimpoieșu, vă rog. Am trei întrebări pentru prima dată inițiatorul. Deci, bugetul care ne-a fost prezentat ar trebui să reflecte foarte exact execuția bugetară la 30 noiembrie,
sau dacă n-ar fi gata la 31 octombrie, că n-au altfel. E corect ce spun? Nu. În condițiile astea, dumneavoastră ca inițiator, domnul primar, vă însușiți bugetul DPP în forma în care este prezentat? Cu siguranță. Ok. Domnul secretar, dumneavoastră dați aviz de legalitate pentru bugetul DPP pe forma în care este prezentat? Nu sunteți la poliție. Știu de ce întrebi în ședință publică, domnul Gitano. Eu am vrut să fac toate astea la Comisia Economică, dacă dumneavoastră nu obțineți. Atâta vreme cât există un raport favorabil din partea compartimentului de specialitate, pentru că aici sunt strict date tehnice, economice, evident că voi da avizul de legalitate. Și dumneavoastră vă însușiți proiectul în forma prezentată de domnul director? Da, este raport de specialitate. Deci și însușește doamna Angel în forma prezentată, da? Vă rog să spuneți tare, că suntem în ședință publică. Vă mai întreb o dată. Doamna director general, vă însușiți raportul DPP în forma prezentată? Eu nu am un raport de specialitate la acest proiect. Am spus că domnul director economic așa a însușit proiectul prin raportul de specialitate pe care l-a prezentat. Nu cred că domnul director are de voie de avocat. Domnul director răspunde singur, l-am întrebat pe domnul director și răspunde la întrebare. Nu cred că e greu. Domnul director, vă rog să-mi dați răspunsul, domnul director. Din însușiți în forma în care este prezentat. Deci raportul ăsta ar trebui să reflecte execuția bugetară a DPP, dacă nu la 30 noiembrie, cel puțin la 31 octombrie. Înțelegeți? Noastră înțelegeți ce zic? Deci eu nu vă asum, am redactat raportul ăsta ce. Ok. Mulțumesc. Da, la sfârșitul lunii septembrie am venit o întrebare, septembrie, august, am venit o întrebare legat de acea lucrare de la ieșirea din oraș, despre Brașov, într-o parte a fost asaltat prin piede, pe partea la intrare în oraș, cișuleasă, valuri de dune. Răspunsul care l-am primit atunci, de fapt n-am primit niciun răspuns, am fost trimis să caut, l-am căutat, l-am găsit, atât în interiorul și în exteriorul instituției, la specialiști și răspunsul a fost următorul, o urmărare tehnică pe partea de la din oraș. Întrebarea mea, de ce s-a permis aproape 300 de metri, cel puțin 300 de metri de asfaltare greșit și de ce s-a făcut excepția la această lucrare cu defect? Asta e întrebarea. Odată ce s-a făcut excepția, e o reparație, deci nu s-au constatat defecte. Nu s-au văzut că drumul are o problemă de calitate. Pe aceeași speță, o primărie în țară a plătit amenzi foarte mari. Da, nu știu la ce primărie faceți referire. Aici a fost o lucrare de reparație, n-a fost o investit, n-a fost o lucrare de la zero. Lucrările de reparații sunt reparații. Nu sunt. Fost, de ce s-a făcut excepția și s-a gândit că s-a lucrează în proiectul de astăzi să-ți facă și clar. Nu mai lasă. Probabil plata s-a făcut de mult, nu acum. Probabil. Adică, în mod sigur, s-a făcut din luna respectivă. La finalul lunii respective. Mă, s-a încheiat. Și atunci, s-a făcut excepția la așa ceva. Mulțumesc. Mă, nu s-a făcut ce răspuns. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, 3 abțineri. 3 abțineri și împotrivă, 1. Da. Nu? Da. Online. Pentru online, botezatul Maria. Abținere. Bujor, Dumitru Marcel. Dobrea Costel. Abținere. Dumitru Mihai. Abținere. Sticlaru Dana Cerasela. Doamna Sticlaru. Nu mai este. Proiectul numărul 21. Pentru. Mulțumim, doamna Sticlaru. Proiectul 21.
proiect de hotărâre privind rambursarea parțială anticipată a unui număr de 12 rate din creditul contractat la Unicredit Bank de către municipiul Onești, precum și acordarea unei perioade de grație de 12 rate de credit în perioada ianuarie-decembrie 2024. Domnule secretar general. Între municipiul Onești și Unicredit Bank a fost încheiat un contract de credit în data de 27.07.2006 cu scadență la data de 31.05.2026, contract ce se află în derulare. Conform prevederilor articolului 3 aliniatul 3 cu 3 din contractul mai sus menționat, creditul va putea fi rambursat și anticipat scadenței cu acordul băncii fără perceperea de comisioane penalizatoare. Suma minimă ce poate fi rambursată anticipat este de 32.648,5 euro, respectiv cuantumul unei rate lunare. Conform articolului 8, aliniatul 8.6 din același contract, rambursarea anticipată este permisă cu notificarea băncii cu minimum 5 zile înainte de scadența următoarei rate. Respectiv, a prevederilor alt 8 cu 7, suma minimă pentru fiecare rambursare este de 32.648,5 euro. Luând în considerare cele menționate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1, Comisia 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, vă rog, domnul Cipoieșu. Am fost să vă zic de bine, nu? De vreo 3 ani, dacă îmi amintesc, în fiecare an facem rambursarea anticipată a creditului, practic nu plătim de bunurile respective. Aproape 12 milioane dați în mandatul ăsta. Mai avem 2 milioane. În afară de acești bani care urmează să-i dăm în perioada imediat următoare, mai avem 2,8 milioane de lei de achitat. Eu îmi doresc anul viitor să încheiem cu datoriile. Probabil vom fi printre puține, dar nu singura primărie din, poate sunt un pic exagerat, dar oricum printre puținele primării din România fără datorii. Da, știu, este singurul primărie pe care nu mai avem, că unul l-am terminat acum, unul da, la fel l-am dat anticipat. Asta mai avem. Nu mai rabă. Dacă mai sunt discuții. Eu nu m-am notat pe proiect. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Online? Doamna Botezatu Maria? Pentru. Domnul Bujor? Dobrea Costel? Pentru. Dumitru Mihai? Pentru. Sticlaru Dana Cerasela? Pentru. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul 22, proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și funcționare al structurii funcționale, primăria municipiului Onești și al instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnule secretar general. Ținând cont de faptul că Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, pentru care și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local, în acord cu prevederile hotărârii Consiliului Local numărul 270/2023, raportat la necesitatea, oportunitatea, precum și la prevederile legale în materie, privind organizarea și funcționarea structurilor funcționale, aparținând aparatului de specialitate, instituțiilor serviciilor publice, aflate în subordonarea Consiliului Local, se propune aprobarea prezentului regulament în forma prezentată. Mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Vă mulțumesc. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Online, doamna Botezatu Maria. Pentru. Ujor Dumitru Marcel. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Sticlaru Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 23, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2023, inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar.
Domnule secretar general. În urma analizei contului de execuție s-a constatat că sumele aprobate în bugetul inițial nu sunt suficiente pentru plata anumitor cheltuieli, cheltuieli de salubrizare, cheltuieli SC domeniul public, indemnizații handicap, CES, bunuri și servicii de unități de învățământ, rambursare, credite, etc. Motiv pentru care este necesară alocarea sumelor cu această destinație, modificare ce se va realiza prin redistribuirea de la capitolelor bugetare, unde există surse financiare neutilizate, cât și la veniturile complementare încasate din sumele repartizate de la bugetul de stat. Totodată, ținând seama de faptul că sumele repartizate pentru plata drepturilor asistenților personal și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap nu sunt suficiente, astfel încât să acopere inclusiv drepturile lunii noiembrie, este necesară ca aceste diferențe să fie alocate de la bugetul local, astfel încât să poată fi achitate obligațiile restante față de categoriile de personal menționate. Precizăm că alocarea sumelor în cazul aprobării se poate face prin redistribuire de la anumite capitole bugetare unde există credite bugetare neutilizate, precum și depășiri de venituri. Ca urmare a celor prezentate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Reprezentantul comisiei numărul 1. Vă mulțumesc. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Online, doamna Botezatu Maria? Pentru. Domnul Bujor Dumitru Marcel? Domnul Dobrea Costel? Pentru. Dumitru Mihai? Pentru. Sticlaru Dana Cerasela? Pentru. Vă mulțumesc. Da, revenim la proiectul 18, proiectul cu amendamente. Mai citim o dată amendamentul domnului primar? Da, s-a lămurit acolo cu... L-a descris toată lumea, n-a zis să... Și cu observațiile domnului Zarzu? Păi aici vreau să ne lămurim. Da? Deci înțeleg că nu mai sunt probleme. 86 doar la contravenții, acel leu care... Și va fi un amendament al dumneavoastră sau al primarului, da? Înseamnă că vine un al patrulea amendament sau vă completați amendamentul noastră? Fiind o... Nu, 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 ca și amendament. Dacă nu faci domnul Zarzu, puneți-mă pe mine, nu are importanță. E corect sesizarea domnului consilier, dar n-are nicio relevanță cine face amendament. Corect să facă domnul consilier. Domnul Maria a ridicat un amendament. Eu vă spun din urmă, dar amendamentul domnului primar. Deci amendamentul domnului primar rămâne în forma asta discutată, se va discuta, se va vota, după care urmează celelalte amendamente și în final amendamentul domnului Zarzu, pentru că a venit ultimul și vorba de rectificare. Da. Dacă sunt discuții la amendamentul depus de domnul primar. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Online-ul. Două abțineri, da? Doamna Botezatu? Pentru. Domnul Bujor Dumitru Marcel? Domnul Dobrea Costel? Abțineri. Domnul Dumitru Mihai? Abțineri. Sticlaru Dana Cerasela? Doamna Sticlaru? Am spus pentru. Mulțumesc, nu s-a auzit. O să citim amendamentul depus de Partidul Național Liberal. Cine citește? Amendamentul la proiectul de hotărâre privind stabilirea diverselor taxelor, taxe speciale pentru 2024 municipiul Unești, anexa 1, articolul 127, va avea în următorul conținut, impostul sau taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidențiale ținute de persoane juridice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,18 asupra valorii impozitare la clădiri. Articolul 131 va avea în următorul conținut, impostul pe clădirile rezidențiale ținute de persoane fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 1,17 asupra valorii impozitare la clădiri.
Articolul 3.2 va avea următorul conținut. Impozitul pe clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea sau dețin de persoane juridice. Impozitul se calculează prin aplicarea limitei de 1.17 asupra valorii impozate la clădiri. Anexa 3.5 va avea următorul conținut. Spații închiriate la Biblioteca Municipală Radu Rusei sau Treva Cosenzeana pentru activități numai pentru spații în care se desfășoară activități cu scop comercial sau politic 350 am păsat valoarea din acest an. Anexa 3.8, spațiu închiriat pentru destinat activităților de tipul prezentare produse, târguri, cu vânzare, repetare personală, prezentare comerciale, muzeu, parter, 100 lei. Am păsat valoarea din acest an. Anexa 4.8, litera D, va avea următorul conținut. Asta din închirierea sălii cinematografice, capitol în sălile, zilele de luni și marți, ale fiecare se pentru scop comercial sau politic, am păsat valoarea de 800 de lei din acest an. Și taxa de închiriere a sălii celălalt capitol în zilele miercuri sau duminică, până duminică, ale fiecare să vă scopul mercelor, am propus 100 de lei ora. Valoarea era atât 800 cât și 1000 cu tot TVA. Articolul 6, litera D, clădiri noi sau reabilitate cu destinație de locuințe pentru care proprietarii execută pe teritoriul propriei lucrări pentru creșterea performanței energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice, de surse fotovoltaice sau sisteme ecologice certificate de colectare și tratarea apelor uzate de consumul propriu. Am specificat și articolul din codul fiscal 456, aliniatul 2, litera H1. Litera E. Clădirile afectate de calamități naturale pe perioada de până la 5 ani începută în anul în care s-a produs evenimentul. Articolul, la fel, 456, aliniatul 2, litera I. Litera F. Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau proprietatea persoanelor al căror venituri lor sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară, ori consta în activitate în societate din indemnizația de șomaj sau ajutor social, articolul 456, alineatul 2, litera K. Și litera G, clădirile folosite pentru desfășurarea activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive, luat la fel din codul fiscal, 456, alineatul 2, litera S. Pentru articolul 241, se introduce articolul 241, consiliul pot, tot din codul fiscal, terenurile utilizate pentru furnizare servicii sociale pentru organizații guvernamentale și terenuri sociale ca furnizori de servicii sociale, terenurile utilizate de organizații non-profit folosite exclusiv pentru utilizațiile fără scop lucrativ, terenurile aparțin asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ și terenurile afectate de calamități naturale generate de până la 5 ani, inclusiv până la început cu 1 ianuarie anului în care s-a produs evenimentul. Și litera J, terenurile aflate în proprietatea persoanelor căror venituri lunare sunt mai mici sau decât salariul minim brut pe țară, vor consta în servitate în indemnizația de șomaj sau ajutor social. Astea sunt luate din codul fiscal în care se specifică consiliile care pot acorda aceste scutiri sau reduceri de impozit. Răspunsul care l-am primit astăzi e un răspuns care nu am mai auzit așa ceva până acum, în care mi se spune că aparatul nu are suficient personal să ne dea un răspuns. Nu am auzit așa ceva. Haideți să vă completez eu și amendamentul am primit cu o oră, două, nu știu câte ne... Dimineață, da. Când ați făcut amendamentul, ați făcut și o simulare, ce ar însemna ca și impact bugetar? Da, în două ore n-aveau cum să verifice toate. Ce ar fi însemnat ca și impact bugetar? Eu sunt în asentiment cu dumneavoastră, sunt pentru scăderea taxelor, inclusiv la mediul de afaceri, pentru că nu e nicio necunoscută că nu provin din mediul de afaceri. Ceea ce cereți dumneavoastră o reducere de 10% pentru taxele care revin mediului de afaceri pentru impozitul pe clădiri sau și alte impozite, înseamnă o sumă, părerea mea, nesemnificativă pentru mediul de afaceri, dar ar destabiliza complet bugetul primăriei. Eu văd ca un exemplu, ca și un exemplu simplu.
firmele la care sunt eu acționar, cred că plătesc până în 300.000 taxe locale și peste 2 milioane taxe la bugetul de stat. Adică dacă ar primi o reducere de 10%, ar face o economie de 30.000 în comparație cu 2 milioane care îi dă firmele mele la stat, ar fi o sumă absolut nesemnificativă pentru... Și, bun, asta e raportat la o firmă relativ, nu mare, mijlocie, să zicem. La o firmă mică, taxele sunt mai mici. La o firmă mai mare, sunt mai mari. Dar nesemnificativ în comparație cu taxele care se plătesc la bugetul de stat, nici nu ajută, nici nu încurcă o firmă acești 10%. În schimb, bugetul local sunt riscuri mari să-l destabilizeze. Încă o dată spun, ar trebui să fiu primul interesat. Dar mă gândesc și la soarta orașului și la dezvoltarea orașului. Am discutat cu prefectul de an. Da, discutăm în fiecare an. Faptul că anul acesta s-a solicitat o scădere cu 10%, nu înseamnă că nu s-ar fi putut discuta o scădere cu 5% sau cu 4% în funcție de calculul care ar fi fost făcut de către direcția economică. Adică ne-am fi putut duce într-o zonă care să existe o scădere pe care poate agenții economici nu o simțeau foarte tare, dar care nici să nu împieteze foarte tare la desfășurarea bunei activități a primăriei municipiului Onești. Adică cred că se putea găsi un echilibru să nu fim chiar la maximul prevăzut de codul fiscal în ceea ce privește taxele plătite de către persoanele juridice. Aici întotdeauna am spus că eu știu că este un efort faptul că reușim să păstrăm taxele pentru persoanele fizice spre minim, însă cred că ar trebui și pentru agenții economici, așa o văd eu. Și sunt convinsă că s-ar putea găsi la un moment dat o variantă de a scădea cu un 0,2, nu cu 10%. Adică puțin, domnul primar, să nu fim la maximul prevăzut de codul fiscal. Această scădere, cât ar fi de minim, 0,1, 0,2, 0,3, este nesemnificativă pentru mediul de afaceri, dar probabil împovărătoare și destabilizatoare pentru primărie. Oamenii de afaceri își doresc un oraș care să fie asfaltat, să fie pavat, să arate, să... nu acel 1, 2, 3, 5% reducere pe impozit. Pentru că reducerea care o spuneți... Infrastructură rutieră, avem infrastructură pietonală, dacă nu mai avem infrastructură umană. Deci Oneștiul are nevoie de încurajarea mediului privat. Și încurajarea mediului privat o putem face, în primul rând, prin scăderea taxelor și impozitelor locale către persoanele juridice. Dorința... Eu n-am spus să o faceți și, în fine, asta e principiul meu. Fiecare vede lucrurile în maniera personală, că până la urmă oricum de aia democrație. Însă cred că scăderea, începerea unui proces de scădere a taxei, în fiecare an, domnule, mă duc astăzi, anul ăsta scad cu 0,1, anul viitor cu 0,2. Adică în momentul în care te uiți, poate un investitor se uită pe o harta modului în care arată taxele la fiecare, la nivelul fiecărui UAT și spune, bă, la Onești aia la maxim, nici nu are sens să mă duc să încerc să fac un business acolo. Mă duc în altă parte, unde sunt la jumătate taxele. Nu știu, eu așa mediul de afaceri în urmă cu un an sau doi, nu mai știu când, a cerut o blocare a taxelor pe 10 ani. Care am aprobat-o. Bun. Asta nu înseamnă că noi nu mai avem voie să creștem. Asta e indexare, nu e creștere de taxe. Păi, dar n-avem cum să ne mai creștem. Scuzați-mă, las... Nu prea mai aveți, o să mai creșteți. Ce nu mai creșteți? E maxim. E vorba de alte taxe, de alte... Eu zic că avem un... o formă de taxare stabilă, previzibilă pentru mediul de afaceri, știu la ce se înhamă. Dar este e maximă, nu știu... Numai o secundă, nu știu ce afaceri faceți dumneavoastră în... de vă băitați? Eu nu știu ce afaceri faceți dumneavoastră de vă băitați de 10% impozit pe clădiri. Este doar o discuție. Eu vă spun că... E doar o discuție pe care putem discuta, dacă doar o discuție, da. Încă o dată vă spun, pentru mediul, din punctul meu de vedere, eu vorbesc din prisma, făcând abstracție că sunt primar, făcând că nu e nicio necunoscută, făcând, spunându-vă, știți bine că vin din mediul de afaceri, eu vă spun că este nesemnificativă reducerea aia, e efectiv nesemnificativă pentru mediul de afaceri, în schimb,
ușor împovărătoare și destabilizatoare pentru buna funcționare a primăriei. Din punctul meu de vedere, cu toți oamenii de afaceri care am vorbit, nu s-au plâns de acei 5%. N-am auzit pe nimeni. Oamenii vor drumuri, vor infrastructură, vor ca orașul să dezvolte din toate punctele de vedere. Nu a cerut nimeni 5% reducere la impozit. Spunea că nu e ok să dăm acei 10% de plata anticipată. Dom'le, că distruge bugetul, că nu o să mai fie. Uite că ușor, ușor. Cine a spus? Primarul dumneavoastră, dinaintea dumneavoastră, tot la fel spunea că, domnule, nu e ok. Poate că este ok în momentul ăsta. Oamenii vin, plătesc anticipat, le dă un bonus 10%, nu știu cât pierde primăria din ecuația asta. Pierde sau nu pierde, ăla e o formă de a putea folosi banii pe timpul anului, să-ți poți bugeta cumva activitățile din timpul anului. Așa avem și bani, 26 miliarde. Poți să iei omului. Mulțumesc. Da. Dacă mai sunt discuții la amendament. Dacă nu, supunem la vot amendamentul depus de Partidul Național Liberal. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri? Nu ți-am trecut. Nu, 1, 2, 3, 4. Cum ați votat aici? N-am fost atent. Pentru? Împotrivă? Împotrivă. E grea matematica. Un pic. Două. Încă o dată la abțineri, vă rog frumos, cine s-a abținut? 1, 2, 3, 4, 5. 5 abțineri. Da. Împotrivă? Diferența. Încă o dată? Da, și online. Și ceilalți sunt potrivă, da, vedem și online acum. Online-ul. Doamna Botezatul Maria. Doamna Botezatul. Doamna Botezatul este în altă să. Nu mai poate să vă, am înțeles. Domnul Bujor, Dumitru Marcel. Abținere! Ați zis că votați pentru la toate, domnul. Ăsta e amendament, nu-i proiect. Ăsta e amendament. Domnul Dobrea. Da. Pentru. Domnul Dumitru. Pentru. Sticlarul Dana Cerasela. Împotrivă. Vă mulțumesc. O să trecem la amendamentul depus de domnul consilier Cimpoieșu. Vă rog să-i dați citire. Amendament la regulamentul privind stabilirea taxei speciale de savonizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici în municipiul Ionești. Anexa 6. La capitolul 3, secțiunea 4, articolul 8, adăugăm în punct 8 cu 3. Dacă există depuse declarații informative inițiale și nu au apărut modificări cu privire la numărul persoanelor care locuiesc într-un imobil sau la numărul angajaților persoanelor juridice, persoanele fizice și cele juridice nu pot fi sancționate pentru nedepunerea declarațiilor până la 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic. Am făcut acest lucru pentru a proteja locuitorii municipiului Ionești de eventuale amenzi sau de eventuale abuzuri ale unui funcționar. N-a fost cazul până acum, nu s-a întâmplat, dar e bine să prevenim. Dacă sunt discuții, pe marginea amendamentului domnului Cimpoieșu. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Tot mai a fost eu, unanimitate. Online. Doamna Botezatul Maria. Bujor Dumitru Marcel.
Băieșu pentru, cu toată dragostea. Domnul Dobrea Costel. Dumitru Mihai. Sticlaru Dana Cerasela. Pentru. I-a trecut vreo dacă ce mi-am văzut. Da. Mai avem un... Îl trecem amendament cu rectificare. Da, tot amendament. Domnul Zarzo, mai expuneți o dată greșeala care a fost, ca să o prindem și în procesul verbal, vă rugăm. Da. La capitolul 10.1, la contravenție, ne modifica valoarea 376,98 în 377,68. La fel și la 10.2. În 376,98 în 377,68. La fel la articolul 18, la taxa de salubritate. La articolul 18, litera A. La fel e locuit valoarea aceasta, 376,98 în 377,67 și la fel și la litera B. Și ce? Și ce, da. Și ce. Domnul director. Da, dacă sunt discuții, dacă nu o supunem la vot, cine este pentru amendamentul domnului Zarzu? Online, nu? Împotrivă, abțineri, online. Doamna Botezatu Maria. Doamna Botezatu. Domnul Bujor, Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Sticlaru Dana Cerasela. Pentru. Vă mulțumim. Supun la vot proiectul cu toate amendamentele, așa în forma prezentată, cu amendamentul care a picat, cu celelalte două. Discuții pe proiect. Dacă sunt pe proiect. Dacă sunt discuții pe proiect, da. Dacă nu... Nu sunt. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Două abțineri. Nu știu, n-am fost atent. Două abțineri. Pentru. Pentru. Da. Online-ul acum. Online-ul. Botezatu Maria. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Dobrea Costel. Abținere. Dumitru Mihai. Abținere. Sticlaru Dana Cerasela. Doamna Sticlaru. Nu este. Proiectul numărul 20. Probleme de interes local. S-a votat. Doamna Sticlaru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 20, proiecte de interes local diverse. Vă rog, domnule primar, mai este cineva? Domnul primar, dumneavoastră, doar maxim 5 minute vă rețin atenția pentru că vă prezenta două situații. Zic eu de interes local și pentru a înțelege efort care se fac atât în DPP, cât și la nivel de oraș, ca și infrastructură. V-am văzut înaintea de înainte de ședință niște situații din care se prezintă, din care am prezentat cantități luate de la colegii din cadrul DPP, care se ocupă de aceste situații, prin care sunt prezentate cantitatea de asfalt care s-a produs și s-a așternut în cursul acestui an. În aceste cantități intră energie electrică, gaze și motorină consumate de întreaga societate DPP, nu doar pentru asfalt. Adică tot ce au consumat DPP-ul, motorină și la toate lucrările care le-au întreprins în acest an. Și veți vedea un total a
materii agregate și consumabile de 4.821.420 de lei cu TVA. Și s-au produs 11.140 de tone, aproximativ 550 de bascule de asfalt. Din acest asfalt, 5.800 de tone s-au turnat către terți contra cost, 5.300 de tone s-au turnat în oraș, inclusiv pe drumul ieșirea spre Brașov. Pe cele 5.800 de tone care le-am turnat pentru terți, s-au încasat 4.742.000. Adică toată cheltuiala orașului la nivelul acestui an a fost de 80.000 de lei. Dacă facem diferența, ce am încasat și ce am cheltuit. Cele 5.300 de tone care ne-am turnat noi anul ăsta ne-au costat 80.000 de lei. Că a fost bun, că a fost rău, că a fost gros, că a fost subțire, că a fost în valuri, a costat 80.000 de lei. În care intră și toată motorina consumată de toate uturajele și toate, tot ce a consumat de pe una aceste luni. Asta e una din situații, adică, încă o dată, repet, s-a turnat aproape gratis asfalt anul ăsta, peste 250 de rave de bascul de asfalt. O altă situație care vreau să vă prezint, să înțelegeți nivelul, nu neapărat dumneavoastră, cât și oneștenii, sunt sigur că interesează, nu toți reușesc să plimbe prin oraș și în toate colțurile orașului. Anul ăsta, exceptând ce s-a făcut pe piațeta Casei de Cultură, vorbesc doar de incinte, s-au montat 40.614 metri pătrați de pavaj și 45 de kilometri de borduri. Am făcut un calcul așa, doar ca să văd cam care a fost efortul, peste 9 milioane de kilograme, 9.000 de tone de pavaj s-a montat în acest an. Pavaj care, trebuie să înțelegeți, s-a luat la mână de cel puțin două ori. O dată le iei de paletă, îl pui lângă, după care le iei și îl montezi. Eu propun ca anul viitor, până în luna mai, să încheiem de reabilitat toate trotuarele la nivel de oraș. Vorbind de cartiere, cel mai sigur, cu voia lui Dumnezeu, doamna director poate să confirme, este aici. Îmi doresc undeva în timpul lunii martie să începem să înceapă lucrările de introducere gaze în cele patru cartiere, cele două cartiere mari, Slobozia cu Borzești, Slobozia cu Belci și Borzești cu Crucea de Piatră. Cât de repede trebuie să iasă autorizația de construcție, urmând în perioada imediat când ianuarie, ne-am propus să scoatem la licitație pentru execuție. Eu îmi doresc ca în această vară, până în toamnă, oamenii din aceste cartiere să aibă gaz în casă. Este o dorință a acestor locuitori, o dorință a mea, o promisiune făcută pe care, cu voia lui Dumnezeu, o voi onora. Am obținut și finanțare de 6,5 milioane pentru această investiție. Nu sunt doar bani de la bugetul local, diferența este de la bugetul local. Nu voi mai enumera câte proiecte s-au accesat, cât în stadiu, pentru că dumneavoastră le știți și la fel și oneștenii. Mulțumesc! Dacă mai sunt, vă rog, domnule. Da. Domnul sergentul, vă stau acolo două de sărbări pe grupul Consiliul Local, un mesaj în partea dumneavoastră referitor la un om politic. Nu cred că este locul grupului din Consiliul Local să expunem afirmații jignitoare, indiferent. Nu știu dacă noi vreodată, am pus afirmații chiar pe grup sau în altă parte, ce cu pagina personală, afirmații jignitoare la un membru politic. Am captura de pe grup cu numele dumneavoastră. Pe ce grup? De Consiliul Local. Probabil că ați greșit grupul. Cu siguranță. Asta e la care.
Cam mai pușeau. Da. Nu-i locul, nu-i locul pentru așa ceva. Dacă mai sunt înscrieri la... Eu mi-aș dori ca doamna Angel să deblocheze toți consilierii locali la telefon și să răspundă. Pentru că eu înțeleg că are volum foarte mare de muncă, dar dacă sunăm alți colegi de-ai dumneavoastră, nu ne dă nimeni niciun fel de informații, toată lumea ne redirecționează către dumneavoastră, că ați pus un pic de monopol, pare se. Mi-aș dori foarte tare, dacă ați pus monopol, să vă descurcați, că în momentul în care ți-asumi multe, le faci singur. Nu vrei să te ajute colegii? Eu nu cred că dumneavoastră ați spus acum în cadrul Consiliului Local că eu am pus monopol. Eu cred că fiecare funcționar public are obligativitatea de a vă răspunde și eu pot să vă răspund doar în limita timpului acordat. Pentru că dacă în acel moment sunt pe o ședință online când mă sunați, cu tot respectul cuvenit, sunt cu ministerul și nu pot să vorbesc cu dumneavoastră. Nu pot să răspund la telefon 24 de ore din 24, pentru că am atribuții pe care trebuie să le duc la îndeplinire. În momentul în care vedeți că nu v-am răspuns telefonic, aveți posibilitatea să-mi trimiteți un mesaj, aveți posibilitatea să-mi trimiteți un mail. De fiecare dată, de câte ori mi-ați solicitat orice informații, ați aflat informațiile dumneavoastră. Dacă acum, în această perioadă, când am atâtea proiecte pe care trebuie, nu am răspuns la un telefon, asta nu înseamnă că nu aveți posibilitatea să îmi puneți, să-mi trimiteți un mesaj sau să faceți acest lucru cu ceilalți colegi. Arătați-mi un coleg de la mine, în subordine, care a zis că nu are voie să vă transmită informații sau documente. Nu am zis că nu are voie. Ați spus că am pus monopol. În condițiile în care am spus că... Vă rog totuși afirmații de acest gen că am pus monopol, am obligat ceilalți colegi să nu vă transmită informații. Păi nu știu, cred că asta știți dumneavoastră. Eu am spus că toată lumea ne redirecționează către dumneavoastră. Și în condițiile în care ați făcut asemenea afirmații, trebuie să aveți și niște argumente care să stea la bază. Arătați-mi un coleg de-al meu care nu v-a răspuns la informații dacă eu nu am putut să vă răspund și v-am spus că nu am voie. Eu atât v-am spus că mi-aș dori să ne răspundeți la telefon. Când pot vă răspund la telefon, colegul meu Ciprian Zarzu, vă rog să-mi transmiteți mesaj. Deci colegul meu Ciprian Zarzu v-a sunat joi, de două sau de trei ori. Vineri iarăși v-a sunat. Nu i-ați răspuns la telefon. Nici copilului meu nu i-a răspuns la telefon pentru că am avut probleme personale, nu pe lume personal, am avut probleme de serviciu. În momentul în care am fost, eu sunt aici în primărie până la ora la 6, la ora 7. Dacă nu pot în acel moment, aveți posibilitatea să-mi trimiteți un mesaj. Dacă nu, întrebați colegii din subordine, pentru că am o grămadă de directori și o grămadă de șef servicii care vă pot da informațiile pe care le solicitați dumneavoastră. Dar deci vă rog să nu spuneți că este o muncă în această perioadă aproape peste puteri. Stau oamenii din... Eu am sunat oamenii, Eu sunt blocată pe telefonul doamnei Angel. Deci nu este normal, da? Eu știu că poate sunt agasante de multe ori cu telefoanele, poate cer prea multe informații. Nu are voie un director general, să blocheze... Dar știți că telefonul nu e telefon de serviciu, este telefonul personal. Ceea ce pe ce telefon trebuie să vă sunăm? Dacă sunt pe o activitate, să nu pot să răspund. Pe telefonul de serviciu, pe adresa de e-mail de serviciu. Să înțelegem că un director general din primărie nu comunică cu consilierii locali. Nu are telefon de serviciu. Bun, și atunci când telefonul dă, se răspunde cu e-mail. Păi nu cumva, deci dacă e telefonul personal și în primărie, nu, din câte știu eu, nu există telefoane de serviciu, de mult timp nu mai au fost achiziționate. Înseamnă că la fel ar trebui să facă toți funcționarii din primărie păi și nu se întâmplă. Mi se deci pare normal, nu puteți obliga pe cineva să răspundă pe un telefon personal. Avem adrese de mail oficiale, cele pe care corespondăm așa și facem, dacă e să vorbim legal. Da. Eu sunt sigur că dacă timpul îi permitea răspundea, nu se pune probleme de așa ceva. Așteptam la această ședință ce mi-a spus dumneavoastră, cele legate de... Și-am transmis. Da. Prin secret. V-am comunicat informațiile. Așa cum am obligat, v-am comunicat informațiile. Adresa dumneavoastră, atât personală, cât și cea de serviciu. Avem confirmare atât aici la adresa, pentru că ați primit dumneavoastră. Nu pot să mai zic adresa personală. O să mă uit atunci, scuze, verific și dacă n-am primit, o să revin. Păi da, aș fi așteptat și scuze, și cu privire la monopol, în punctul meu de vedere, sunt afirmate. Totdeauna, când ce scuze, doamne, să știți. Ok, atunci da, să... Da, sper că s-a înțeles. Domnul Cipoișu.
Vreau să zic ceva referitor la ce zice domnul secretar. Telefon personal, telefon de serviciu sau alt, orice altă formă, are 8 ore de program și aici fac o paranteză. Nu vă obligă nimeni, doamna Angel, să răspundeți 24 din 24, dar ce să vedeți, 8 din 24 trebuie să răspundeți la telefon. Înțelegeți? Nu trebuie. Eu nu știu acum cum stați în fiecare zi să ne întâlnim. Asta e. Dar nu vin la serviciu să răspundă la telefoane. Dar trebuie să facă un meseria. Dar nu se întâmplă odată la o zi înainte de ședință să îi se dea un telefon sau sună un consilier local după ce primește materialul. Mi se pare o chestie normală să ne interesăm și să primim răspunsul. Nu se poate. Dacă nu răspunde la deci, telefon, vă rog frumos să... Dar n-ar trebui să răspundă persoana care se ocupă. Da, da, pe mail. Mail-ul este oficial, îi stă în picioare la orice instanță. Nu e oficial când vă răspunde pe mail. E mai sigur decât vă ajută la telefon, când vă dă un răspuns să scris. Mă uit. Mult mai tare decât mă răspunde. Este răspunsul ăla la telefon. Dar este prima dată, să știți când se întâmplă, deci sunt consilier de ani de zile. Niciodată, niciun funcționar, nu am pățit cu niciun funcționar acest lucru. Lumea din primărie se comportă impecabil, toți funcționarii. Bun, dacă este prima pe telefoanele personale. Dacă e prima dată, nu-i scuzabil, vă spun eu că este, au foarte, foarte multe. Duceți-vă, încercați să vorbiți cu oricine din, să vedeți cam cât îți riprinși toți din direcția... De muncit, să știți că primăria asta s-a muncit întotdeauna, să știți, cu oamenii chiar muncesc, primărie știți asta. Asta directorul economic și compartimentul de la secretariatul, în multe mii ce se venea în ședință, nu au ce să discute, nu? Da. Și atunci de ce n-aibă mai să consideră. Da. Domn președinte, și eu un minut, vă rog. Sigur că da, dar nu vă rog, Că vorbeți. Aș dori în suflet ca fiecare primărie din Onești, din România, să aibă un DPP ca al nostru, așa eficient și productiv, auzind realizările pe care le-au obținut în 2023, expuse de domnul primar, nu pot decât, vă rog să vă uitați, să-mi scot pălăria în fața DPP-ului nostru. Vă mulțumesc! Dacă ați fi citit cu atenție bugetul, nu vă mai scoteați pălăria. Dacă mai scoteți, dacă nu declară închise lucrările ședinței de astăzi, bună ziua!